Я очень рада, что скоро мы будем гулять, прыгать, бегать, кататься на самокатах. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Deci în cazul dat, asistența financiară, substanțială a Uniunii Europene, deci este foarte importantă pentru orașul nostru. Și orașul trebuie să devină, în perspectivă, o stațiune balneoturistică și culturală de nivel european. Reconstrucția parcului Grigore Vieră va avea un impact mare asupra locuitorii, turiști, agenților economici care activează și trăiesc în această localitate. În cadrul proiectului UE pentru Moldova, regiuni cheie, prin care s-au solicitat opiniile cetățenilor, a fost propusă ideea de renovare a școlii sportive din municipiul Cahul pentru a dinamiza sectorul de tineret din localitate și este îmbucurător faptul că cetățenii au acordat prioritate prin vot acestui domeniu. E nevoie de a renova acest edificiu pentru ca acest complex sportiv să ne ofere mai multe posibilități și oportunități copiilor. Mă bucur foarte mult că s-a luat decizia să se întrebe părerea populației, deoarece aceste idei au fost alese prin voting. Am venit cu ideea pentru WC-uri publice. Și m-am focusat pe necesitățile de bază a cetățenilor și a oamenilor în general. Și am venit cu propunerea pentru a acoperi această arie de necesități.